Echipa de handbal feminină a Buzăului a remizat 33-33 pe teren propriu în meciul de campionat disputat cu CS Mioveni. În partida de debut a antrenorului Daniel Anca a fost 17-15 la pauză în confruntarea disputată ieri în sala sporturilor Romeo Iamandi în etapa a 12-a a Ligii Florilor. Pentru adversare, punctul smuls la Buzău este important în încercarea de a evita zona retrogradării. Ne bucurăm enorm de mult că am început anul cu bine și promitem de acum înainte să mergem tot așa. Până la urmă putea să și câștigați partida pentru că ați avut. Da, dar s-a văzut diferența dintre noi ca jucătoare, dintre experiența pe care noi și ele la rândul lor o au. Intenția noastră, așa cum am mai spus aproape în fiecare interviu de după fiecare meci, este să luptăm pentru cu orice echipă, inclusiv așa cum am făcut-o acum ceva timp și cu CSM, așa cum o să facem și joia viitoare cu Rapid, să luptăm și să încercăm să luăm câte puncte e posibil în toate meciurile, pentru că ăsta e obiectivul nostru, să ne scăpăm, așa cum am spus, să scăpăm de retrogradare. Și pentru asta trebuie să depunem de fiecare, să jucăm la maxim, așa cum am făcut și azi. Din păcate, n-a fost de ajuns ca pe final noi am condus și puteam să și câștigăm, dar... Și a avut da, da, am să închidem partida, practic. Din păcate, și egalul e totuși pentru noi, orice punct, așa cum am spus, mucit, mai ales la o echipă care în primele 4-5 echipe a fost atâta timp pe primul loc, cu atâta timp ne onorează, a fost un meci bun, cred că a fost un spectacol bun aici, chiar dacă spectatorii pleacă jumătate dezamăgiți, dar eu cred că a fost un spectacol bun pentru handbal astăzi. De cealaltă parte, gazdele și-au recunoscut lipsurile din apărare, capitol la care Gloria a avut de suferit. Nu au ieșit lucrurile cum le-am antrenat, cum ne-am dorit. Din păcate, astăzi am suferit cel puțin la capitolul apărare cu pivotul. Acolo s-a văzut cel mai mult. Mai avem foarte mult de lucrat. Nu ne găsim scuze, cum că avem un antrenor nou, cum că a fost perioada care a fost. Doar că noi trebuie să avem o altă atitudine, e clar, și trebuie să muncim mult mai mult. Ați început, a fost 4-1 la un moment dat pe tabelă, însă Gloria n-a dat niciodată impresia că ar putea controla partida. Da, pe fondul unor greșeli și unor ratări, lucrurile astea se văd în meci și la un moment dat fac diferența, pentru că într-adevăr am început foarte bine meciul, dar au fost multe momente de relaxare și asta ne-a costat pe final. Aflat la primul meci oficial pe banca tehnică a Buzăului, Daniel Anca este conștient că trebuie să lucreze mai mult la partea defensivă a elevelor sale. Putem să-l categorisim ca un semi-eșec, că este pe teren propriu din punct de vedere al, sau mă rog, având în față clasamentul, este un semi-eșec, dar ca și joc am făcut un joc, să zic, destul de consistent în atac, în apărare am avut foarte mari probleme. Sperăm să le reglăm în timpul care îl mai avem. Comentați arbitrajul de astăzi? Nu, mă feresc să comentez arbitrajul. Au fost câteva decizii care puteau să fie cumva pentru noi. Nu le-au dat. Asta este jocul. Lăsăm pe cei care sunt validați pentru așa ceva să analizeze dacă a fost un arbitraj corect. Gloria Buzău a coborât pe locul 4 la egalitate de puncte 28 cu Rapid și Bistrița, formațiile fiind despărțite de golaveraj. Pentru echipa buzoiană urmează meciul de foc cu CSM București, miercuri 18 ianuarie, în deplasare.